Două școli gimnaziale din Salău vor găzdui în acest an concursul pentru ocuparea posturilor didactice sau a catedrelor declarate vacante ori rezervate în învățământul preuniversitar. Potrivit informațiilor primite de la purtătorul de cuvânt al inspectoratului școlar, Marcel Lucaciu, este vorba despre școala gimnazială Simeon Bărnuțiu Zalău, unde se va susține proba scrisă din 22 discipline de învățământ, și despre școala gimnazială Gheorghe Lazăr, care va găzdui 18 discipline de învățământ. Proba scrisă se va desfășura în data de 21 iulie. Până atunci, cadrele didactice trebuie să parcurgă mai multe etape, prima fiind depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere la secretariatul centrului de concurs, perioada 7-19 mai. Urmează apoi validarea înscrierii prin semnătură de către candidați sau de împuterniciții acestora prin procură notarială în perioadele 21-23 mai și 14-16 iulie pentru absolvenții promoției 2014 la secretariatul centrului de concurs. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs. Organizarea și desfășurarea probelor practice sau orale și a inspecțiilor la clasă este programată în perioada 26 mai 27 iunie. Rezultatele obținute la proba scrisă din 21 iulie vor fi afișate în data de 25 iulie. Eventualele contestații vor fi înregistrate la inspectoratul școlar și vor fi transmise centrelor de evaluare din țară în perioada 25-26 iulie. Rezolvarea contestațiilor se va realiza în intervalul 28-29 iulie, iar rezultatele finale se vor afișa pe data de 30 iulie 2014.